Avem astăzi un nou clip din seria Top Parfumuri. Am început cu anii 80, continuăm cu anii 90, pentru că asta mi-ați cerut, anii 90. Sunt curioasă și vă las link pe ecran către primul episod din această serie cu anii 80. Sunt curioasă cu ce decadă vreți să continuăm și vreau să votați în comentarii dacă vreți cu anii 50 sau cu anii 2000. În funcție de comentarii, de like-urile de la comentarii, o să-mi dau seama dacă vreți în episodul 3 să facem anii 50 sau anii 2000. Oricum, o să fac pentru fiecare decadă în parte, dar ca să fie un pic așa elementul surpriză, da? Hai să revenim la anii 90. Superbi, superbi anii 90 din mai multe puncte de vedere, dar aici vorbim despre parfumuri și niște lansări minunate. Foarte multe parfumuri pe care le-am avut sau le am sau sunt pe wishlist-ul meu și habar n-aveam că au fost lansate în anii 90. În cinstea acestui clip n-am cumpărat nimic nou, cum am făcut data trecută, pentru că am foarte multe sau am avut foarte multe dintre parfumurile lansate în anii 90 și mai aștept. Deși lista este mare, mai aștept. Mai încolo, mai spre primăvară, poate să fac o achiziție nouă. 1990, haide să începem. Top note, Yasomie Mosc Trandafir. Se vor tot repeta notele astea, dar în 1990, pe locul 1, Yasomie, Moscul și Trandafirul, ca tip de parfum floral, amber floral și floral fruity. Top 3 și la fel, se tot repetă, doar că diferă ordinea. Hai să trecem la lansări. Încep cu Cabotin de la Madame Grey, pe care îl am. Este un parfum care îmi place foarte mult cum miroase. Nu sunt mulțumită de rezistența lui, dar asta este partea a doua. Aveam așteptări mari pentru că asta am citit despre el. Dar ca miros este splendid. Trec la o altă lansare. Trezor de la Lancôme. Un parfum pe care îl ador. Deci este un parfum care mi-a marcat... Un al doilea parfum care mi-a marcat copilăria, Trezor, de la Lancôme. Primul a fost Vanderbilt, pe care l-am menționat în anii 80. Și mai vine încă unul prin 93 sau 94, nu mai știu exact. Trezor de la Lancôme, pe care mama l-a avut mai târziu, adică el s-a lansat în 1990, dar mult mai târziu l-a avut, pentru că, na, în 1990 eram după Revoluție, nu aveam acces la cine știe ce lucruri. A avut ea o mostră la un moment dat, nu știu cine i-a dat mostra respectivă și ulterior și l-a și cumpărat. Să zic asta că era prin 96, 97, 98, nu mai știu 100%, dar superb, superb, superb. Îi venea foarte, foarte bine parfumul ăsta și știu că l-am cumpărat eu acum vreo 2-3 ani de ziua ei, cadou. Și nici eu nu l-am mai avut de mult, nici eu nu-l mai mirosisem de foarte multă vreme și mi se pare că a rămas la fel, la fel de frumos cum era, cum mi-l aduc eu aminte din anii 90. Nu mi se pare că s-a schimbat prea mult, nu... am senzația că nu s-a intervenit asupra lui, pur și simplu. Deci mi se pare că miroase la fel de mișto, că rezistă la fel de bine și că este la fel de senzațional cum mi-l aduc eu aminte. Poate că sunt influențată de aceste amintiri, nu știu, dar... Al doilea parfum care mi-a marcat în sensul bun copilăria, Trezor de la Lancôme. Ceva ce vreau. Ceva ce vreau și vreau de dinainte să știu că a fost lansat în 1990. Habar n-aveam că o să apară acest parfum aici. Safari de la Ralph Lauren. Nu știu de ce, dar vreau acel parfum. Mi se pare mie interesant. Dacă îl știți, dacă l-ați avut, dacă l-ați mirosit vreodată, spuneți în comentarii cum este, cum vi se pare, cu ce la semuiți. Gilles Sander, number 4. L-am avut... L-am dat mamei, îi se potrivește mult mai bine ei decât mi s-a potrivit mie. S-a lansat în 1990 apa de parfum Shalimar. Subliniez apa de parfum Shalimar, deci nu, că Shalimarul e de mult, din anii 20, dar apa de parfum. Și s-a lansat tot apa de parfum. Subliniez apa de parfum pentru că există și varianta apă de toaletă care s-a lansat ulterior. Clasic de la Jean Paul Gaultier, un parfum splendid, splendid. Clasicul de la Jean Paul Gaultier... Senzațional. Și să trecem la 1991, nu știu ce a fosc acest snap, dar avem Mosc Yasomie Trandafir, v-am zis, aceleași note, se schimbă ordinea. Floral, Amber Floral, Floral Fruity. Primul parfum de pe lista mea pe care îl vreau și îl vreau de mult, Dune de la Dior. Ador, ador parfumurile Dior în general, în particular Dune pe care îl vreau de mult și nu mai mi-l cumpăr odată. Avem și Amarish de la Givenchy, pe care îl am în colecția mea. Amarish de la Givenchy, habar n-aveam că a fost lansat în 1991, are peste 30 de ani, parfumul acesta, un floral destul de puternic,
Cred că-l știți. Aceste parfumuri încă se găsesc prin magazine și le puteți mirosi cu ușurință, adică vă zic despre ele, dar le găsiți fizic în magazine și vă faceți o impresie dacă nu le știți. Elizabeth Taylor, White Diamonds. Cred că, nu știu dacă vă mai amintiți, că seria asta chiar a fost de mult și am lăsat o baltă, nu știu, poate ar trebui să revin asupra ei, că îmi pare rău că am lăsat o baltă. Începusem eu o chestie Old Hollywood Beauty Favorites și am vorbit la un moment dat și despre Elizabeth Taylor și am menționat și parfumurile pe care ea le-a lansat și în 1991 s-a lansat White Diamonds de la Elizabeth Taylor, un parfum pe care nu îl am și nu l-am mirosit niciodată, dar sunt foarte, foarte curioasă să aflu mai multe despre el pentru că am senzația că e ceva destul de mișto. Poate să mi-l iau la un moment dat, de ce nu? Plus că, mi se pare așa reprezentativ pentru parfumurile de vedetă. Că e parfum de vedetă. Hai să trecem la 1992. Avem Jasmine Musk și Sandalwood. Nu mai avem trandafir, avem Sandalwood. Dar rămânem cu aceleași parfumuri, Floral, Amber Floral și Floral Fruity. S-a lansat Angel de la Mugler. Angel de la Mugler, un parfum care există și în prezent, a făcut istorie, este un clasic. Cred că foarte multe dintre voi îl știți. Dacă sunteți iubitoare, iubitori de parfumuri, sigur îl știți. Nu e pe gustul meu, este prea dulce pentru ce îmi place mie, dar pot să recunosc că este un parfum reușit. Da? Cașmir de la Chopard, pe care l-am avut. E acasă, i-l-am dat mamei la un moment dat că i-a plăcut ei cu miroase și am zis ok, hai că ți-l dau ție, având mult prea multe. I-l-am dat ei, dar un parfum foarte mișto de iarnă, foarte, foarte mișto de iarnă, reușit. Volupte de la Oscar de la Renta, pe care îl vreau, l-am de foarte multă vreme în wishlist-ul de pe Sole. Joe de la Giorgio Armani, Sublime de la Jean Patou, un parfum pe care... Nu știu de ce, la un moment dat am vrut să mi-l cumpăr, dar am renunțat la idee pentru că, nu știu, până la urmă mi-am dat seama și voiam și Joy, dar lăsați Joy că ăla e dintr-o altă decadă. Mi se pusese pata pe Jean Patou și pata pe Jean Patou. Și voiam eu să am ceva de la brandul acesta și până la urmă am renunțat cu totul la idee că au venit altele la rând. Cam asta ar fi cu 1992, foarte multe lansări iconice, dacă pot să spun așa, Angel de la Mugler. Da. 1993 avem Jasmine Musk și Rose, aceleași note, Amber Floral, Floral Fruity și Floral. S-a schimbat un pic ordinea, dar au rămas cam aceleași trei tipuri mari, primele trei, da, de parfum. Și uite, în 1993 se lansează apa de toaletă Classic de la Jean-Paul Gaultier. Am avut Classic-ul de nu știu câte ori, de cel puțin 3-4 ori. De cel puțin 3-4 ori, dar asta când eram eu mai mare, în 1993. Este un parfum pe care îl ador și îl vreau iar în viața mea, Classic, de la Jean-Paul Gaultier. Sunflowers, de la Elizabeth Arden. Un parfum care am senzația că e super cunoscut și popular. Vanilla Fields, de la Coty. Oh my god, Vanilla Fields de la Coty, care stă în wishlist-ul meu de pe Sole, dar nu este pe stoc, pentru că de ce ar fi pe stoc? Cum nici Emero nu este pe stoc, v-am vorbit într-un clip anterior despre el. Dar da, Vanilla Fields de la Coty, 1993. Și am ajuns și la al treilea parfum și ultimul, care mi-a marcat copilăria, Wino de la Cucai. Îi spuneam altfel când eram copil, pentru că nu știam că scrie Wino acolo, îi spuneam cu totul altfel. Nu mai știu cum citeam, dar nu vreau să mă fac de râs aici pe internet. Deci toată lumea avea Wino și era un parfum pe care... Femeile și-l doreau foarte mult pentru că, da, mirosea foarte, foarte mișto. Acum, dacă stau să mă gândesc și să analizez un pic în urmă și, nu știu, memoria mea olfactivă, eu zic că nu mă înșeală foarte, foarte mult. Aș putea, pe de altă parte, să verific, să compar notele, dar Winnow ăsta, cumva tot în zona de Trezor, un pic și de Vanderbilt, adică mai spre... dulceag așa, fructat, dulceag. Din păcate nu se mai găsește, aș vrea să revină. Este un parfum care aș vrea să revină pe piață. Am văzut ceva la un moment dat pe eBay, pe site-uri de-astea, dar nu prea. Oricât de mult, așa, nu sunt genul care să dea nu știu câți bani pe un parfum de pe eBay, doar de dragul de a-l avea în colecție, în fine. La vremea aia nu păstram sticluțe, deci nu mai am nimic, doar amintirea.
acestui parfum, al treilea care mi-a marcat copilăria, Ui Nu, de la Kukai. Dacă vi-l amintiți, spuneți-mi în comentarii. Cred că o parte dintre voi sigur vi-l amintiți. Sper, nu știu. Nu cred că sunt singura cu această amintire. Să trecem la 1994, anul în care am împlinit 10 ani. Sandalwood, Jasmine și Musk. Top 3 note, top 3 tipuri. Floral, Amber, Floral, Floral, Fruity. Păstrăm. Și avem așa la lansări. Calvin Klein, CK1, Dolce Vita de la Dior, pe care îl am, pe care îl ador, iubesc acest parfum Dolce Vita de la Dior, este splendid, splendid din toate punctele de vedere, da, mă duce cu gândul la Dolce Vita, dar am o obiecție la adresa lui. Nu este deloc rezistent și aș fi vrut acest parfum să fie rezistent pentru că miroase mult prea bine ca să reziste cât rezistă el câteva ore. Aș fi vrut să fie mult mai intoxicant decât este. Pentru că are potențial. Mă refer aici la ce note sunt pe acolo, deci avea potențial, dar nu e chiar atât de wow. Ca rezistență și așa, dacă am miros, îl ador. Deci ador, 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 ador. Dolce Vita de la Dior, să depășim momentul. A apărut Eden de la Cacharel, pe care sigur îl știți, zic eu că îl știți. Far Away de la Avon, oh my god, un parfum superb. Far Away care se găsește și în ziua de astăzi, doar că zic eu că e un pic schimbat față de cum era Far Away-ul acum niște ani. Și Tocat de la Rocha, pe care îl vreau. E în wishlist-ul meu pe Sole, că doar pe Sole l-am mai găsit. Nu știu cum miroase, dar eu îl vreau. Ceva mă atrage la el și l-am pus acolo în wishlist. Când o să-i vină rândul, o să-i vină. Nu e grabă. Să trecem la 1995, avem Jasmine, Musk, Sandalwood. Îmi plac foarte mult notele astea, adică sunt superbe. Le am prin foarte multe parfumuri, se regăsesc prin foarte multe parfumuri pe care le folosesc și care îmi plac. Și ca tipuri de parfum avem Floral, Floral Fruity, Amber, Floral. Ce se lansează în 1995? Poem de la Lancôme. Superb, superb, l-am avut. Nu-l mai am, dar este un parfum superb. Am o obiecție, să zic, la adresa acestui parfum. Deci eu îl știu din trecut. Și când zic din trecut, nu neapărat din 1995, dar undeva anii 2000, începutul anilor 2000. Eu știu că parfumul ăsta era super, super, super rezistent. Super rezistent. Eu l-am avut prin 2016, nu știu, ceva de genul acesta. Păi nu mi s-a mai părut așa strong, cum îl știam eu că era, dar ca miros, minunat, deci minunat, este splendid poemul de la Lancôme. Păi nu știu, Lancôme, foarte mișto, foarte mișto parfumurile Lancôme. Nu cred că există parfum Lancôme care să zic, nu-mi place. Poate la Vie Belle pentru că este, dar oricum nu știu cum miroase la Vie Belle, iar o să vină lumea să scrie, oh my god, cum să nu știi cum miroase la Vie Belle, unde trăiești, pe planeta Pământ, dar nu printre parfumurile noi. Da, la Vie Belle este poate prea gurmand pentru gustul meu, dar mă refer așa la parfumurile mai vechi lansate de Lancôme, toate mega reușite din, nu știu, experiența mea cu ele, na. Ce mai avem? Pleasures de la Estée Lauder, Van Quatre Faubourg de la Hermès, pe care, din nou, îl ador. De câte ori nu v-am vorbit despre acest parfum, un parfum pe care nu-l văd prea mult pe internet. Este splendid, este un floral minunat, merge excelent de primăvară, este un pic mai puternic, nu zic nu, dar este un parfum floral în 1995, da, lansat. Foarte mișto. Îl ador. Burberry Woman, nu-l știu, dar știu că este un parfum popular. Ceruti 1881, pe care l-am avut, l-am avut la, nu știu, la facultate când eram, cred. Foarte mișto cerutie ăsta, foarte, foarte mișto. Cheap and Chic de la Moschino. Moschino? Da, Moschino. Aqua di Gio de la Giorgio Armani. Deci nu Aqua di Gio, Aqua di Gio, Giorgio Armani. Rare Gold de la Avon. Iar un parfum, sigur îl știți, de la Avon. Un parfum foarte mișto și super reușit. Și Bizantin de la Rocha, pe care îl vreau, numai după nume, Bizantin, trebuie să fie ceva, n-am verificat ce parfum este, dar am scris aici în dreptul lui că vreau. În fine, când scriu vreau, cumva să-l am în vedere, să mă informez mai mult despre el, să citesc mai mult despre el și
într-un final mă decid dacă îl vreau la modul să-l cumpăr, să dau bani pe el sau pot să trăiesc și fără. În general pot să trăiesc și fără, dar hei, pasiunea este pasiune. Să trecem la 1996, avem Musk Jasmine Rose, Floral Fruity, Floral Amber Floral. Deci aceleași note în mare. Și ce se lansează în 1996? Iar un clasic pe care sunt sigură că îl știți, Organza de la Givenchy. Superb! Superb! Superb Organza de la Givenchy. Sigur îl știți. Eu îl știu pentru că l-a primit mama cadou. La un moment dat. Nu 96, nu. Dar cred că eram prin anii 2000, l-a primit cadou. Ei nu i-a plăcut. Dar eu eram înnebunită cu parfumul ăla. Mi se părea minunat, minunat. Ei nu i-a plăcut, zicea că este prea tare și na, că la birou nu este ok, dar na, l-a purtat până la urmă, l-a terminat. Superb Organza și uite, aș vrea să-l am. Eu am senzația că și Organza s-a cam păstrat în linii mari, la fel de mișto cum era el în trecut și să sperăm că la fel de persistent, rezistent și de intoxicant, cum îl știu eu că era, dar rămâne de văzut, îmi spuneți voi în comentarii în cazul care ați avut de curând Organza, cum mai este și dacă aveți termen de comparație, let me know. Fifth Avenue de la Elizabeth Arden, iar un clasic, aș putea spune, cu siguranță îl știți, dacă sunteți iubitoare, iubitori de parfumuri, ați auzit de el, l-ați văzut pe la raft sau l-ați și avut. Eu nu l-am avut, dar știu parfumul, da? Cool Water de la Davidoff. Classic. It's a classic. Come on. Cool Water de la Davidoff. Și în prezent sunt persoane obsedate între ghilimele, da? Nu la modul obsesie nesănătoasă, dar sunt în continuare persoane pasionate de Cool Water de la Davidoff. Și l-am avut și eu într-o vară acum, 2003-2004, ceva de genul și mi se părea foarte mișto. Foarte, foarte mișto. Ce mai avem? Le Parkenzo. Am scris bine? Da. Allure de la Chanel, lansat în 1996, printre cele mai mișto parfumuri de la Chanel, din punctul meu de vedere, Allure. Nu este un parfum care să mi se potrivească mie, dar știu pe cineva care îl folosește și se potrivește de minune și dacă simt Allure-ul de la Chanel, îmi amintesc de persoana respectivă, o prietenă. I-am zis, voi, ăsta e parfumul tău semnătură. Păstrează-l, că îți vine foarte bine. Dar acum, na, depinde cum se simte ea cu parfumul respectiv, dar un parfum destul de reușit de la Chanel cumva întruchipează, scuze, foarte bine esența anilor 90, Allure. Cred că este reprezentativ pentru anii 90, Allure. Așa mi se pare mie cel puțin, nu știu. Voi poate aveți o altă părere, sunt curioasă să-mi spuneți, dar dacă ar fi să aleg un parfum pentru anii 90, reprezentativ pentru anii 90, aș merge pe Allure de la Chanel, lansat în mijlocul anilor 90, 1996. Champs-Élysées de la Guerlain, o altă lansare, MMOA de la Caron și Alain Delon. Un parfum de vedetă Alain Delon. Ikita, ceva de genul acesta, nu cred că pronunț tocmai ok, dar Ikita. În selecția mea am bifat și parfumurile unisex. Nu doar parfumurile de damă, și parfumurile unisex. Hai să trecem la 1997. Avem Musk, Sandalwood, Yasomie, Floral, Amber Floral, Floral Fruity, se păstrează aceleași parfumuri. Și avem Lolita Lempicka. Cred că știți măcar sticluța. Dacă nu știți parfumul, știți măcar sticluța. Este un parfum, m-a atras întotdeauna sticluța respectivă, dar nu și parfumul. Mi se pare prea dulce pentru gustul meu, deci este un parfum foarte, foarte dulce, așa-l percep eu. Dar, măcar pentru sticluța aia și-ar merita să-l am în colecție, nu știu, zic și eu. Avem 212 de la Carolina Herrera, Wish de la Chopard, Kenzo Jungle, Le Tigre, adică tigrul. Avem și l'Elefant cu elefantul, dar tigru a fost primul, Kenzo Jungle. Contradiction de la Calvin Klein, Le Roi Soleil de la Salvador Dalí, am miniatură. Am miniatură, v-am arătat-o cu siguranță în colecția de miniaturi, vă las link pe ecran. Deci o lansare, măi fetelor, dacă sunteți de vârstă cu mine sau un pic mai mari sau un pic mai mici, sigur, și ați fost pasionate, ați fost înnebunite cu Spice Girls, sigur vă amintiți de Impulse
Spice, n-aveți cum să nu vă amintiți de acest impuls care era spray. Spray, nu parfum, nu apă de parfum, nu nimica, spray. Da, impuls, Spice Girls impuls. S-a lansat în 1997, mă uitam ce, dacă mi-am notat ceva la el. Nu mi-am notat nimic la el, doar că l-am avut și da, l-am avut de vreo câteva ori pentru că eram mare fan Spice Girls. Da, pot să spun că încă mai sunt, whatever. Mirosea foarte bine. Eu ce mi-amintesc este că mirosea foarte bine, dar era un spray, adică te dădeai cu spray, nu cu apă de parfum sau altceva, dar pentru o adolescentă, sau ce eram eu atunci la început de adolescență, 97, că aveam 13 ani, era cât se poate de potrivit acest impuls și na, eram în target, adică acolo și mi l-am luat, l-am avut de vreo câteva ori. Din păcate n-am păstrat tubul, nu m-am gândit să păstrez, știam eu că o să fac YouTube, nici nu exista YouTube-ul, cum să vă spun. N-aveam. Și nici așa internet, adică nu, răruț. Aha, prin 2000 am început să am internet acasă. Mai departe, trecem la 1998, Musk, Jasmine, Sandalwood, Floral Fruity, Floral, Amber Floral. Astea sunt parfumurile. Să știți că 1998, un an destul de tristuț, adică mi-am notat doar două parfumuri, Hypnotic Poison de la Dior și noua de la Cacharel. Atât am notat. Cam tristuț 1998, deși în lista de pe Fragrantica erau mai multe parfumuri, dar nimic așa care să mă intrige, nimic care să-mi atragă atenția. Am rămas doar cu două. Și am ajuns la final, 1999, anul în care am intrat la liceu, în cazul în care erați curioase, probabil că nu. Avem Musk, Jasmine și Rose, Floral, Floral Fruity și Floral... Doamne, ce fi scris aici? Că e ceva nou. Floral Green. Asta am scris. Am intrat pe Fragrantica să verific pentru că nu mi-am înțeles scrisul. Da, în 1999 se lansează J'adore de la Dior, pe care îl știm, e și în prezent, este la fel de mișto cum era și în trecut un pic. Mi-l amintesc așa de prin 2005-2006, l-avea o prietenă cu care, în fine, prietenă, colegă de cămin. Green Tea de la Elizabeth Arden, cu care am fost obsedată vara trecută și am senzația că și în vara asta o să fiu obsedată cu el. Gucci Rush, ador Gucci Rush, vreau să-l am din nou în colecția mea, deci superb mi s-a părut Gucci Rush. Aqua Allegoria, Erba Fresca de la Guerlain, tot în 1999. Ultraviolet de la Paco Rabanne, pe care l-am avut de vreo câteva ori. Minunat parfumul acesta. Mi se pare un pic că s-a schimbat ceva pe la el pe acolo, un pic parcă se simte altfel, dar rămâne destul de un parfum destul de reușit și mi se pare un parfum potrivit chiar și pentru o adolescentă, pentru bine, e lansat în 1999, poate sunt persoane născute în 1999 și ar să-mi spună că e un parfum prea expirat pentru ele, dar dați-i o șansă, de ce nu? Dați-i o șansă. Fragil de la Jean-Paul Gaultier. Dacă vă amintiți, e un moment așa de tristețe pentru că am făcut la un moment dat un clip parfumuri care aș vrea să revină, să reapară, parfumuri care nu se mai fabrică și pe care eu aș vrea, nu știu, să le aduc, să am o putere să le readuc pe piață și de fapt ăsta este parfumul de la care a pornit întregul clip. Fragil de la Jean-Paul Gaultier. Cum era acel parfum? Sticluța. La momentul lui, când era pe piață și eu am intrat în contact cu parfumul acesta, mi se părea un parfum prea matur pentru mine, care aveam 21 pic de ani. Deși era un parfum care mirosea destul de bine și acum că mi-l amintesc, mirosea splendid. Nu l-am avut niciodată, din păcate. Și uite că nu se mai găsește. Da. Avem și Eclat de la Oriflame, în sfârșit Oriflame, ceva ce știm și cred că există și în prezent. Și pentru prima dată dau peste parfumuri Zara în 1999. Uite, nu știu Zara exact ca brand când s-a lansat, deși port pe mine un plover. Este plover, nu e sacou, este un plover Zara. Nu știu în ce an s-au lansat cu exactitate. Dar în 1999 au apărut pe listă, da, niște parfumuri Zara peste care nu am dat până acum. Deci
am senzația că alea sunt primele parfumuri Zara. Nu ceva ieșit din comun, dar în prezent am văzut că parfumurile lor sunt destul de populare. Nu pot să spun că mă dau pe spate, sunt undeva pe la 100 de lei de bani ăia. Eu zic că ți-e ceva mai mișto decât un parfum Zara, care nu sunt, sunt, dar nu sunt... Nu știu, depinde fiecare, hai să nu mă pronunț, că poate chiar și-au schimbat formula și sunt mai mișto acum decât erau acum vreo câțiva ani. Nu 1999, chiar acum vreo câțiva ani, când miroseam, eram mai curioasă de parfumurile lor decât sunt în prezent. Gata, mă, asta a fost cu 1900, cu, de fapt, cu anii 90, cu această decadă. Deci foarte, 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 foarte multe parfumuri splendide care se găsesc în continuare, parfumuri iconice, parfumuri pe care... Cu siguranță le știți, Organza, Trezor, Poem, Van Quatre Faubourg, ăsta nu știu că am văzut că nu e discutat prea mult, nu se discută prea mult despre el, dar eu vă vorbesc de vreo 2 ani despre Van Quatre Faubourg, Classic, Fifth Avenue, Green Tea, Elizabeth Arden, ce-am mai avut, Angel de la Mugler, deci foarte multe parfumuri cumva care stau la baza parfumurilor pe care le avem în ziua de astăzi, așa am senzația, le lăsăm pe alea din anii 50, 60, etc. Parfumurile astea și în prezent au flancăre. Și în prezent se mai lansează câte un flancăr sau sunt în continuare în atenția noastră într-un fel sau altul. Da, spuneți-mi parfumul vostru preferat care s-a lansat în anii 90, nu contează, 90, 95, etc., din decada asta, un parfum care pentru voi este așa, reprezintă ceva. Eu, un parfum preferat, foarte greu, foarte greu, pentru că am Classic pe care l-am avut și l-am adorat, Gucci Rush l-am avut, l-am adorat, dacă mă uit pe lista asta, Dolce Vita de la Dior, dar ceva ce am avut poate mai în urmă, aș merge pe Classic. Aș merge pe Classic de la Jean Paul Gaultier, apa de toaletă. N-am avut niciodată apa de parfum, nu m-a atras apa de parfum, apa de toaletă care era la superlativ, rezistență, tot. Classic, sticla aceea, pardon, în trup de femeie. Am încheiat agenda cu notițe, am încheiat decada, această decada anii 90, ce să zic, totul la superlativ la capitolul parfumuri și spuneți-mi, nu uitați să-mi spuneți cu ce vreți să continui, anii 50 sau anii 2000. Spuneți-mi impresia voastră despre anii 90 și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și KingQuest. Și până data viitoare, v-am pupat, toate cele bune. Mua! La revedere!